Mă aflu la Mănăstirea Cosovuț, mănăstire destul de veche. Și atât m-am suit aici sus, unde se află un fost cimitir de mănăstiri. Probabil că nu este în altă parte. Sunt aici niște pietre instalate. O masă foarte mare din piatră. Și aici mănăstirea este așezată între aceste dealuri. Și aici, așa că așa că i-a prins lumânările, candele. În 1914. Da. 100 foarte mare vârstă. Probabil că a fost ceva mic aici pentru început. Lângă acest cimitir trebuia să fie și acest obiect pentru a face o mică slujbă, pentru a prinde niște lumânări, o candelă. Copaci pe împrejur, pădure, e frumos. E foarte frumos. Natura la toate mănăstirile este destul de reușit. Probabil că când s-au construit sau s-a făcut un plan de construcție, s-au ales special aceste locuri, înconjurate de dealuri, cu verdeață multă, cu izvoare. De cât încă e destul de târziu, deja după masă, sunt vizitatori. Lumea are nevoie de a se de a veni aici, de a se izola de viața de toate zilele pentru
Așa. Pentru aș trasa niște gânduri pline de nădejde și de speranță. Sunt foarte multe scări aici, trepte. Și te face puțin să te încordezi. Prin prejur copaci de păducel și alte specii, deja este puțin târziu pentru a colecta acest fruct. O privire la mănăstire, aici este un lacușor, lac. O seră ce ține de gospodărie dincolo. Un podes peste acest râuleț. Cândva era mai multă apă, acum e mai puțină. Totuși se simte uscăciunile. Perioada asta s-a suferit ploaie. Locuri pentru odihnit. E foarte frumos vara aici. Am mai fost aici. Niște copaci cu niște rădăcini, chiar te miră faptul ce rădăcini au. Iată aici acest izvor puternic și frumos. Curge foarte bine. O carte și niște candele. Să văd dacă e posibil de citit aici. E scris despre apă, despre însemnătatea apei, despre cum trebuie să prețuim acest dar al naturii.
Și aici bazinul. Vara se umple cu apă. În perioada caldă, mai bine zis. Și care dorește se scufundă aici. Destul de adânc. Trepte, coboară cineva, se scaldă. Își mai iartă păcatele și cu asta se termină vizita încoace. Foarte multă lume vine aici la izvorul acesta și ia apă. E, la gust e foarte bună apă. Iau niște vase destul de mari și probabil aștept pe o săptămână apă potabilă. Frumusețe deosebită Nistru. Pe Nistru foarte multe lebede. Foarte multe lebede. Cu gâturile acestea să pleacă și caută de mâncare. Aici este trecerea Kosovuț-Iampol. Peste Nistru este Ucraina. Orașul Iampol și raionul Iampol. Nistru este destul de mare. Aici în mijloc s-a format o insuliță. Bate un vânt foarte rece. Foarte rece, chiar așa, pătrunzător. Dar totuși e bine. Satul Kosovuț. Sat așezat aici, pe malul Nistrului. Cândva era trecerea, nu mai știu, este trecerea.